Păiți de Domnul! Amin! Vă bucur că în seara aceasta sunt în mijlocul dumneavoastră. La un moment dat, când mi s-a zis să vin la noapte de veche sau la seara de rugăciune, am zis, Doamne, la un moment dat, parcă nu mă trăgea sufletul să merg. M-am dus, mi-am făcut de lucru și când îl aud pe Biri, zice, Doamne, trebuie să vii cu un om. Și am zis, hai că merg, să venim acolo. Credeți-mă, într-un fel sau altul, vedeți dumneavoastră, noi am venit încoace pentru că vrem să ne întâlnim cu Domnul. Slavă! Aveți nevoie de Domnul în seara aceasta? Amin! Aveți nevoie de Domnul în seara aceasta? Amin! Dacă aveți nevoie de Domnul în seara aceasta, vă spun sigur, 100%. Veți vedea mâna Lui la lucru. Aleluia! Dar numai dacă ai venit sigur că ai nevoie. Așa e, Doamne. Știți dumneavoastră, noi avem nevoie de pâine și la un moment dat ce facem? Ne ducem la magazin ca să cumpărăm pâine. De ce? Pentru că avem nevoie. Vedeți dumneavoastră, nevoie nu înseamnă doar pe buze. Nevoie înseamnă nevoia sufletului. Și dacă în seara aceasta sufletul tău are nevoie de Domnul, bine ai venit în casa lui Dumnezeu pentru că ai ajuns la locul potrivit. Pentru că Dumnezeu este aici și vrea să-ți completeze golul inimii tale. Și am văzut la un moment dat că știi să cântați și mi-a plăcut tare mult. Și chiar când Bigi insista ca să cântați, am văzut că aveți niște voci foarte frumoase. Și înainte de a începe cuvântul Domnului, aș vrea să cântăm cântarea aceasta, am nevoie de tine, Doamne. Amin. Vreți lucrul acesta? Amin. Hai să ne legăm pe picioare, în numele Domnului Iisus Hristos. O să lăsăm stația, că am văzut că pe unii deranjează. Domnule, sunetul ăsta, da. Noi suntem cam gălăgioși de obicei și dacă venim o dată la an, permiteți-ne așa cu gălăgia noastră și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Până când plecăm, după aceea rămâneți și vă desfășurați lucrarea cum credeți voi. Mulțumim pentru înțelegere. Am nevoie de tine, vrem să cântăm cu toți. Și dacă chiar ai nevoie de El, El este aici să-ți completeze nevoia inimii tale. Toată biserica. Am nevoie. Pagina biblică 1009.
Este vorba despre pilda cu oaia rătăcită și leul. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și farisei și cărturarii cărteau și ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Dar el i-a spus o pildă. Care om dintre voi, dintre voi are 100 de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe cele 99 pe isnea și se duce după cea pierdută până când o găsește. După ce o găsește, o pune cu bucurie pe umeri și când se întoarce acasă, cheamă pe prieteni și pe vecinii săi și le zice, bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Tot așa vă spun că va fi multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru cele 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Vă rog să luați locuri. Frați și surori, avem un pasaj, m-am rugat Domnului acolo pe bancă și am zis, Doamne Iisuse, dă-mi un cuvânt pentru oamenii aceștia. Știu că mulți dintre dumneavoastră ați venit pentru că aveți probleme, aveți situații în care înaintea oamenilor nu vă puteți destăinui. Dar singurul care poate să te înțeleagă, diferit decât cum te înțeleg oamenii, este Domnul. Și ziua aceasta Domnul mi-a pus pe inimă să predic de aici. Iisus este interesat de tine. Predica din seara aceasta se numește Iisus este interesat de tine. Slăvit să fie numele Domnului. Biblia spune, zice, toți oamenii și păcătoșii s-au apropiat de Iisus ca să-L ascultă. Așa aveau nevoie de Domnul. Aveau nevoie de Domnul. Am nevoie de tine. Așa aveau nevoie de Domnul. Frați și surori, știți în ce constă nevoia oamenilor? Cineva spunea și un mare om al lui Dumnezeu spune așa. Dacă Dumnezeu știa că nevoia oamenilor este de un doctor, Dumnezeu ar trimite un doctor să rezolvă nevoia oamenilor. Dacă nevoia oamenilor ar fi banii, Dumnezeu ar trimite un bancher. Dar nevoia oamenilor era de un mântuitor, slăvit să fie numele Domnului. Și această nevoie a oamenilor nu o putea completa nimeni, sub nici într-o formă. Cel care putea să completeze nevoia aceasta a mântuirii, știți cine este? Este Domnul, slăvit să fie numele Domnului. Și acest Iisus, Fiul lui Dumnezeu, vine pe pământ cu un scop și cu o misiune importantă, și anume, să completeze nevoia oamenilor, slăvit să fie Domnul. Tu ce nevoie ai? Nevoia ta trebuie să fie nevoia după voia lui Dumnezeu. Și voia lui Dumnezeu este Iisus Hristos, care poate completa nevoia mântuirii. Slăvit să fie numele Domnului. E oamenii aceștia, la un moment dat, zice, Domne, am auzit că vine Iisus în cetatea noastră. Trece Iisus pe aici. Și la un moment dat, ăștia oameni și păcătoșii, erau oameni care nu erau prețuiți de societate. Toți oamenii ziceau despre ei că sunt oameni păcătoși și nu oricum. Și nu orice păcate aveau. Aveau păcate foarte mari. Era dintr-o societate și dintr-o clasă de oameni care erau foarte păcătoși. Se ocupau cu multe lucruri. Știți dumneavoastră. Oamenii și de fapt erau oamenii care cereau taxe și protecție. Erau niște oameni socotiți de evrei. Oameni care au făcut de fapt alianța cu poporul roman de pe atunci. Și la un moment dat zice, Domne, Tu, voi ne-ați strădat. Și ei stăteau la vamă și când se trecea dintr-o cetate în cealaltă, trebuia ca să ia și ei acolo mai mult, ca să ajungă și lor și să se dea și la romani. Și din punct de vedere a evreilor, oamenii aceștia erau foarte păcătoși. La un moment dat, știți cum erau socotiți ei? Erau păcătoși, ei erau sfinți și la un moment dat spuneau, Domne, noi nu avem nevoie de voi. N-avem nevoie de voi. Și la un moment dat trece cineva, oamenii aceștia, aude că trece cineva pe acolo. Și acest cineva este Iisus Hristos, care din seara aceasta trece și pe aici. Și vine și aici cu un scop precis, pentru că are nevoie și de tine. Slăviți să fie numele Domnului. Și la un moment dat, reacția acestor oameni din versetul
din versetul 2 spune că farisei și cărturealii cânteau și ziceau omul acesta primește pe păcătoși. Adică ce credeau ei despre Iisus? Ce credeau ei despre Iisus, fraților? Iisus, din punctul lor de vedere, trebuia să fie Iisus al lor și nu al tuturor. Iisus trebuia să facă parte dintr-o partidă și nu să fie al tuturor. Și știți dumneavoastră, cam cine al noi și nu intru în amănunt, cam așa se procedează. Iisus este din partida noastră, știți? Dacă noi facem așa, voi trebuie să fiți cu noi, pentru că Iisus face parte din partidă. Vreau să vă spun, Iisus Hristos n-a avut nicio partidă. Iisus a fost al tuturor, este al tuturor și rămâne al tuturor. Slăviți să fie numele Domnului. În seara aceasta, acest Iisus este interesat de tine, după cum erau interesat și de oamenii aceștia. Oamenii aceștia aveau nevoie de Iisus. Și vă rog să mă urmăriți să vedeți versetul 3 spune, dar El le-a spus pilda aceasta. Care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una dintre ele, nu lasă pe cele 99 pe isneaz și se duce după cea pierdută până când o găsește? Marea mea întrebare se pune așa. Știți dumneavoastră ce înseamnă să fii cioban? Știți dumneavoastră ce înseamnă să fii cioban? Am mai spus-o și în altă parte și o spun și aici. Din întâmplare, atunci când aveam vreo 15-16 ani, tata pe vremea aceea avea vreo 30 de oi. Și eu, fiind mai mare din familie, cine credeți că se ducea cu oile? Eu! Îmi luam Biblia, îmi luam acordeon acolo și mă duceam. Toată ziua eram cu oile pe câmp. Nu mă vedea decât Domnul. Și cântam, și mă rugam, și cântam, și mă rugam. Și la un moment dat, în fiecare seară când veneam acasă cu oile, primul lucru pe care îl făcea tata, ce credeți că era? Numără oile, oameni buni! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Era cel mai fericit pentru că erau oile acolo. Știți dumneavoastră? Și eu eram fericit pentru că dacă nu era oaie, știți dumneavoastră? Trebuia să suport pentru că s-a dus o oaie. Vă rog să mă credeți că omul acesta era foarte și este și acum, are 73 de ani, este foarte pasionat de oi. De ce? Omul acesta a crescut din copilărie, de la vârsta de 5 ani, a fost cioban. Și a crescut numai în ciobănie. Și numai în ciobănie. Când a venit vremea să se însoare, domne, omul și-a luat oi. Și așa a crescut oile, pentru că în el era dorința aceasta cu oile. Sunt mulți dintre noi care avem diferite obiceiuri. Unii când are o mașină, domne, mașina. Alții dacă are un câine, se plimbă cu câinele. Ați văzut dumneavoastră. Românii sau și țiganii sau și ceilalți, nemții. Nu mă interesează. Dar au un obicei, se duc cu câinii. Alții se duc cu îl vezi, are o mașină, un cipan din ăla 4x4 și se duce la pește. Ai văzut, își ia luneta, își ia unghița. Și dacă unde duci, domne, mă duc și dau la pește. Să te dimineață până seara și de la peste, prinde doi pești și omul e fericit. Asta înseamnă un hobby. Vedeți dumneavoastră, e la fel tatăl meu avea hobby-ul acesta. Se ducea cu oi și a crescut cu oi. Mare întrebare e asta. Credeți dumneavoastră că din toate oile pe care avea, din toată turma pe care o avea, că a mâncat o bucățică de carne atunci când a tăiat vreo oaie? Nu. N-a mâncat, fraților. Și în momentul când trebuia să taie o oaie, el n-a tăiat. În momentul când trebuia să se vinde carnea, el nu o vindea. Vă rog să mă credeți. Omul acesta, în momentul acela, plângea tare mult. Plângea ca pentru un copil de-a lui. Acum intrăm în amănunt. De ce el iubea oile atât de mult? De ce un păstor iubește oile atât de mult? Știți de ce? În momentul când o oaie începe să nască, primul care este lângă oaie, știți cine este? Este păstorul. Este păstorul. Știți cine curățește? Este păstorul. Știți cine o ia în brațe? O ia păstorul. Marie. Știți cine vorbește cu ea prima dată? Vorbește păstorul. Și atunci, o atâta investiție care investește acest păstor, cum să nu fie parcă din inima lui? Slăvit să fie numele Domnului. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu.
Acest lucru îl face un pastor. Vreau să-ți spun în seara aceasta, Dumnezeu este interesat de tine. Aleluia. Este interesat de tine. Pentru că vreau să spun, din momentul când te-ai întors la Domnul, Domnul s-a ocupat de tine. S-a ocupat Dumnezeu de nașterea ta spirituală. Și Biblia spune, născuți, nu ești din sânge, nici din voia firii vreunui om, dar din cine? Dumnezeu. Dar tuturor celor ce l-au primit au devenit ce? Copiii lui Dumnezeu, slăviți să fie numele Domnului. Și atunci Iisus, care este păstorul nostru, s-a ocupat de noi, slăviți să fie numele Domnului. A luat, spuneam, un păstor, în momentul acela, el o curăță. Tu n-ai fost curățit cu un detergent. Tu n-ai fost curățit cu o apă oarecare. Știți cum a devenit curățirea ta? Mărire fie la... Citiți aici, ce citim aici? Sângele lui Iisus Hristos ce face? Ne curățește de orice păcat. Slăvit să fie numele Domnului. Slăvit să fie numele Domnului. Și din momentul acela te-ai născut în familia lui Dumnezeu. Ai devenit copilul lui Dumnezeu. Ai devenit oaia lui Dumnezeu. Ai devenit din familia lui Dumnezeu. Acum atenție! În ciuda faptului că oaia aceasta a fost născută într-o turmă, în ciuda faptului că s-a ocupat un păstor de ea, în ciuda faptului că a fost curățită, la un moment dat știți ce face? Vine păstorul acasă și primul lucru când vine de pe câmp, ce faci? Le numără. Numără oi! Și la un moment dat ce se întâmplă? Lipsește una. Dom'le, poate am greșit numărătoare. O ia din partea cealaltă și mai numără o dată. Lipsește una. O mai ia și din cealaltă parte. Și dom'le, poate am greșit eu. Și cu adevărat înțelege că oaia lipsește. Acum, frații mei, de ce omul acesta mi-a zis, Doamne, dacă lipsește una, până la urmă, urmă am 99. Dacă lipsește una, până la urmă, urmă am 99. De ce lucrul acesta? Omul acesta nu a zis, dacă s-a dus, gata, mă duc. Am pe celelalte și gata. De ce lucrul acesta? Pentru că în el era dragostea de păstor. În el era dragostea de păstor. În el era dragostea de Dumnezeu. Și mă rog în seara aceasta Duhului Sfânt, că în momentele în care va urma, dacă te vei afla printre cei care sunt în predica aceasta, Duhului Dumnezeu să te convingă, amin. Amin. Duhului Dumnezeu să convingă, amin. Aleluia. Duhului Dumnezeu să lucreze, amin. La un moment dat, frați și surori, omul acesta, știți ce face? Zice, Doamne, dacă pentru voi nu înseamnă nimic, pentru mine înseamnă investiție. Înseamnă investiție. Am investit în oaia aceasta timp și an. Și poate bani. Am investit în ea. Și oaia aceasta n-are cum să fie pierdută. Pentru că, de fapt, e investiția mea. Slăvit să fie numele Domnului. Vrei să știi ceva? Tu ești investiția lui Dumnezeu. Aleluia. Tu ești investiția lui Dumnezeu. Aleluia. Tu ești investiția lui Dumnezeu. Pentru care Dumnezeu a investit în tine. Și la un moment dat, omul acesta, pentru că vede că lipsește oaia aceasta, știți ce face? Vreau să vă spun, știți când se numără oile? Când credeți că se numără? Dimineața? Sau seara? Seara. Oare cât era ceasul? Târziu. Era târziu, nu? Și atunci, care era primul gând pe care îl avea omul acesta când a înțeles că lipsește oaia? Care era? Ce credeți? A zis, Doamne, lasă-mi vine dimineața și mă duc după ea. Asta a făcut? Nu. Dar de ce n-a făcut asta? De ce și-a luat, pot să spun, toiagul și-a luat cele necesare după el? De ce credeți? Știți de ce? Pentru că orice secundă în minus, orice secundă epuizată, însemna pierderea ei. Însemna pierderea ei. Și dacă pentru ceilalți nu însemna nimic, pentru el era o durere în suflet.
în seara aceasta, tu care te-ai născut în familia lui Dumnezeu, tu care ai venit în adunare de atâția ani de zile, tu care poate te consider că ești pocăit doar cu nume și te-ai rătăcit și te-ai dus pe unde ai vrut tu și te-ai dus pe unde ai vrut tu, în ciuda faptului că l-ai recunoscut ca Domn și Mântuitor, în ciuda faptului că te-ai botezat, în ciuda faptului că ai fost spălat, ai fost născut, cântai, predicai, veni la biserică, în ciuda faptului că făceai declarații de dragoste lui Dumnezeu, în ciuda faptului că nu te mai săturai de Dumnezeu, de rugăciune, de post, și nu te mai săturai de părtășie cu El. La un moment dat ți-ai luat lumele ca ce ai zis, Doamne, mă duc cu Dumnezeu, numai sfințenie, cu Dumnezeu numai pocăiță, cu Dumnezeu numai post, cu Dumnezeu numai serați, cu Dumnezeu numai să suferi, cu Dumnezeu înseamnă fără șmecherie, până la urmă mă duc și îmi iau lumele cap. Ce a plecat Dumnezeu? Și poate ți-ai luat chiar lumele în cap și te-ai depărtat de Dumnezeu. Biserica lui Iisus Hristos, oameni buni, din momentul când tu ai început să te debarasezi de pastorul tău, să te duci din turmă sau să te duci din relația ta cu Dumnezeu, din momentul acela, în inima lui Dumnezeu s-a produs o durere puternică, care această durere nu o poate completa nimeni afară de tine. Singurul pentru care poate completa durerea din inima lui Dumnezeu ești tu. Și până când Dumnezeu nu te va găsi, El nu se va simți bine. Un Dumnezeu mare, un Dumnezeu puternic, un Dumnezeu care are cerul și pământul, El fără tine nu se simte bine. El fără tine nu se simte bine. Și în întunericul lumii, în întunericul păcatului, acolo unde ești, Dumnezeu spune în seara aceasta, te-am căutat din momentul când te-ai îndepărtat și până acum te caut. Și până acum te caut. Te caut unde ești. Unde ești? Că din momentul când ai plecat, din momentul când relația ta ai rupt-o, din momentul când te-ai îndepărtat de mine, în inima mea este o durere și te strig pe nume, unde ești? Era un moment fericit, spuneam, în viața lui Adam, când toate lucrurile erau bune și Adam era împreună cu Dumnezeu. Dar vine momentul când e ascultarea. Știi ce face? Păcatul, știi ce face? Și ce a făcut Adam? S-a ascuns. Asta vrea să facă păcatul. Asta vrea să facă diavolul din tine. După ce păcătuiești, să plăci. Să te ascunzi. Să nu mai ai relație cu Dumnezeu. Să nu mai fii cu Dumnezeu, pentru că în felul acesta, când ești sub protecția lui Dumnezeu, El nu poate să-ți facă nimic. Dar în momentul când ai plecat din turmă, în momentul când ai plecat de la Dumnezeu, în momentul când relația ta s-a stricat cu Dumnezeu și ai permis păcatului, atunci ești o victimă sigură și Dumnezeu știe lucrul acesta. Slăvit să fie numele Domnului! De aceea, în seara aceasta, Dumnezeu insistă din nou și te strigă. Unde ești? Adame, unde ești? Erau momente frumoase, Adame, când tu te rugai și nu te mai săturai de cuvântul meu. Biblia spune, zice, că Domnul venea în răcoarea zilei și stătea de vorbă cu Adam. Îți mai place să-ți vorbească Domnul? Aleluia! Nu o predică și nu o prorocie. Astea sunt făcături. Sunt făcături, sunt mituri care nu ajută. Relația cu Domnul înseamnă mai mult decât o predică. Relația cu Domnul înseamnă mai mult decât o prorocie. Relația cu Domnul înseamnă intimitate, comunicare, părtășie, expunerea gândurilor, sentimentelor, vorbind cu El cum vorbești cu o persoană iubită, spunându-i Lui tot ce te apasă, spunându-i Lui durerea ta și El să-ți spune durerea din inima Lui. Poate vei spune, Dumnezeu are durere, da. Are pentru oamenii care se duc în ea. Și uneori, din nefericire în lumea noastră, există foarte puțin care
sunt interesat de durerea lui Dumnezeu. Nu te mai săturai de El, de părtășie. Și erai fericit, o spun și o mai spun încă o dată. Și repet ce am spus. Altă dată poate avea o pereche de pantalon și o fustă și o rochiță sălbatic. Te puneai pe genunchi și posteai. Și închideai postul cu apă și un pic de pâine. Și erai fericit, slăvit să fie numele Domnului. Și erai fericit, erai bucuroasă, erai bucuroasă, erai bucuros. Și parcă zburai, parcă problemele, necazurile, bolile, suferințele, problemele din viață, din familia ta, nu te mai interesau de ce? Erai sub puterea păstorului, era Dumnezeu în familia ta, era Dumnezeu în viața ta, era Dumnezeu în inima ta, era Dumnezeu care te conducea și spuneai, fie ploaie, fie vânt, eu mă duc cu Iisus Hristos, de ce? El este completarea sufletului meu. Aleluia! Adame, tare mult îmi plăcea când spuneai, te iubesc, Doamne. Adame, tare mult îmi plăceai când mă ascultai cu atenție și cuvântul meu pentru tine însemna dragoste. Ioane, Ionele, nu știu cum te cheamă aici, Mariane, tare mult mă bucuram de tine în momentul când spuneai, Doamne, te iubesc. Aleluia! Unde ești? Și unde ai plecat? Vreau să spun ceva, dragul meu, frate și soră. Fiul risipitor, când a plecat de acasă, a fost decizia lui. Dar rețineți un aspect. Dacă a pierdut avere, dacă a pierdut hainele, dacă a pierdut totul, el n-a pierdut nimic. Și de ce? Laud pe Dumnezeu care l-a așteptat în fiecare zi. Slăviți să fie Dumnezeu. Și dacă l-a avut pe El, n-a pierdut nimic pentru că i s-a dat din nou în plus. În seara aceasta vreau să-ți spun ceva. Din momentul când ai vrut să pleci și când ți-ai luat hotărârea să nu mai stai lângă El, să nu mai trăiești în părtășie cu El, să nu mai fii interesat de El, El te așteaptă. Ce făcea tata? Fiți atent. Eu în momentul când mergem la culcare, mă uit la fiecare și văd, Doamne, nu lipsește nimeni. Toată lumea e, e acasă. Dar în momentul când băiatul meu are 16 ani și iese cu frații și se mai duce în lucrare, se mai duce la rugăciune și nu e acasă, știți ce se întâmplă cu mine? În inima mea îmi bate sufletul. Și mă gândesc, Doamne, poate nu se întâmplă. Și pun mâna la telefon și zic, nu se poate așa ceva. Și când îl văd acolo unde și are el locul, pe pat, mă duc la el și deseori îl sărut pe frunte și zic, tu ești dragoste mea. Aleluia! Slăvit să fie numele Domnului. Și de ce zic lucrul acesta? Și vreau să fac un... Să vă spun un pic, un pic. Acum 3 ani de zile, într-una din zile, băiatul era pe coridor, acolo în Germania, și s-a luat un câine după el. El a sărit de la etajul 1 de frică. Și când a sărit de la etajul 1 și a rupt piciorul, are vreo 14 copce la picior, la talpa piciorului. Când a fost sunat, am zis, numai așa să fie. Să fie oricum, numai să nu fie mort. Să nu fie mort. Și în momentul când îl văd în fiecare noapte și îl văd în fiecare seară, știi ce spun? Tu nu ești pierdut. Tu ești cu tata. Tu ești cu tata, ești cu mine. Și îl sărut pe frunte și îl mângâi. Ce însemna pentru mine dacă el se ducea? Însemna distrugere. Însemna distrugere. La fel ești tu pentru Dumnezeu, dragul meu. La fel ești tu pentru Dumnezeu.
neexistența ta, moartea ta în păcat, s-a murit fără Dumnezeu, înseamnă o durere care nu se poate exprima în cuvinte și Dumnezeu vede lucrul acesta. Și El este conștient.